Noroc, prieteni, și bun găsit la emisiunea Lumina. Astăzi vă invit să ascultați ceva deosebit de ceea ce fac în mod normal aici pe canalul de YouTube. Aș vrea să vă citesc un eseu personal scris de mine pentru redacția moldova.org. Pentru că este un eseu personal, nu sunt sigur dacă are vreo importanță sau valoare pentru publicul larg. Așa că vă mulțumesc că ați dat play la această înregistrare audio și dacă măcar cineva în afară de mine găsește în asta ceva util, eu doar o să mă bucur. Eseul se numește Iubirea e încă aici. Ultima oară ne-am vorbit cu mama pe Messenger timp de 14 minute. Ne-am spus unul altuia că ne iubim. Mama, ca de obicei, insista că ea mă iubește mai tare. Eu, drept răspuns, împing o glumă expirată. Mama, abia aștept să facem testul ADN. Încă nu m-ai convins că ești mama mea adevărată. În cei 10 ani pe care i-am trăit în Canada, ne-am văzut mai mult și mai des sub formă de pixel pe platformele lui Zuckerberg decât în realitate. Cu timpul, discuțiile noastre au început a căpăta o structură de ritual, cu o ordine nescrisă, dar respectată de ambii. Ce mai fac copiii? Cât de frig e în Canada? Ce reparații mai necesită Mazda noastră din 2008? Cum se simte mama? Cum crește sau descrește glicemia? Câte lemne mai trebuie de cumpărat pentru iarnă? Câte femei prin sat încă îl mai susțin pe șor și se războiesc cu maică-mea pentru că ea a votat cu gay lui Maio Sandu din pas? Iar dacă întindeam bine vorba, puteam încheia cu un șir de lacrimi de dor, care deveneau suspine și cu o semișoaptă. Te iubesc tare, tare și te rog, fii sănătoasă. Eu mă întorceam la răscolit prin gunoiul informațional al știrilor politice moldovenești, iar mama, în singurătate, își pornea Radio Noroc sau vreun buletin la Jurnal TV. Destul de des conversațiile se terminau cu: hai, mai repede, mama, trebuie să fug. Mama, trebuie să plec. Mama, eu azi filmez, eu revin la tine după asta, ok? Cu vreo 7 ani în urmă, i-am dedicat mamei un mesaj pe Lumina. Acolo, în 3 minute de video, mi-am amintit de o serie de exemple prin care mama a demonstrat clar că nu este om, ci boț de iubire fără margini. Am fost un norocos să simt asta de multe ori în viață. Uneori chiar mă trăgea să o învinuiesc pentru asta. Prea necondiționat, prea permisiv, mama. Poate dacă erai mai categorică și rece cu mine, deveneam un cetățean mai rezilient, independent. În anul 2009 mă pierdeam în căutări existențiale prin tramvaiuri nemțești, iar gândul la mama topea zăpada de afară și mă ducea spre diminețele de pe drumul Schinoasei. Dimineți cu ceai, pâine cu magiun și fraza: Andrieșu, Andrieșu, grăbește-te la școală. Când într-o vară am împrumutat bani ca să merg în state cu work and travel și m-am întors în Moldova cu coada între picioare, mama, știți ce a făcut? O masă mare de welcome back home, fiu rătăcitor ce ești. 10 de prieteni, cântece la chitară până dimineață, mâncare cât pentru o nuntă. Ce știam eu atunci despre dragoste? Ce știu acum? Simt că pot fi doar un observator cu gura căscată la magnitudinea acestei iubiri pe care mi-a dat-o mama. Ani de zile am fost fata mamei. Pe Instagram, așa și-am rămas. Uneori, inspirația și curajul mă ajutau să fac câte un spectacol de comedie la Chișinău. Mama a fost la toate. După câteva tentative de a obține o critică mai constructivă sau încercând să aflu ce puncte slabe a remarcat mama la mine, mă alegeam cu un permanent: Andrieșu, totul a fost atât de frumos, numai să nu spui prostii de pe scenă. În ultimii ani de trai în Canada veneam aproape în fiecare vară în Moldova. Anul ăsta planificam să vin pe mai mult decât un singur sezon. Pe 28 iunie seara am aterizat la Chișinău, iar pe 29 dimineața m-am pornit la Orhei să o vizitez pe mama la spitalul raional. Diabetul îi dădea târcoare de mai mulți ani. Ea a suferit o criză și a fost nevoie de internare. Când am aflat că mama e la spital, încă eram la Montreal și tixeam bagaje în 5 genți împreună cu fetele mai mari, Eva și Sonia. Îmi tot șopteam printre lacrimi că există atâta iubire, iubire fără margini, care niciodată nu dispare. Asta mă consola și îmi dădea speranța că o voi revedea pe mama în curând, ea se va face bine și noi iar vom pleca să vizităm vreun Berlin sau Varșovia pentru ca tot internetul moldovenesc să afle ce fecior exemplar are maică-mea. La spital, în drum spre terapie intensivă, m-a întâlnit un medic care m-a recunoscut și mi-a mulțumit pentru ceea ce fac la Lumina, internetul grăiește. A fost atât de cald cu mine și blând, încât o parte din mine a anticipat că urmează o furtună. Îmi pare rău că am o memorie slabă la nume de oameni, i-aș mulțumi. Interacțiunea cu el m-a pregătit emoțional pentru ceea ce a urmat. El, medicul, deja știa. În scurt timp s-a deschis ușa secției și un doctor a venit spre noi. Eram împreună cu fratele meu, care s-a mutat de câteva zile în sat și o vizita pe mama la spital. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți feciorii doamnei Maria? Da. Uitați-vă!
Îmi pare rău, dar acum 2 ore ea a suferit încă o criză diabetică. Noi am încercat să o salvăm, dar din păcate inima ei s-a oprit. Inima ei s-a oprit. Ce clopot uriaș se ascunde în fraza asta. Și eu, și fratele meu, și domnul doctor, noi toți suntem convinși că nu mama mea a murit, dar inima ei s-a oprit. Mama mea a decis ceva? Inima ei avea o voință, un plan, o foaie de parcurs? Give me a break. Inima ei s-a oprit. Unde mai este loc aici de liber arbitru, stimați filozofii ai modernității? Cu toate astea, în mine imediat a început jocul de cine se face vinovat. Simboluri și metafore nu erau suficiente pentru a-mi răspunde la întrebări. De ce acum? Acum când eu am decis să mă întorc? De ce așa și nu ne-am văzut? Dacă Magda, fiică mea, creează un nou desen sau noua fecior mea dansează pe melodii de Red Hot Chili Peppers, eu cui trimit aceste poze și video? Mama nu mai este, îmi tot repet. Dar ce înseamnă nu mai este când amintirile cu ea sunt mai vii ca niciodată? Eu trec cu mașina prin Orhei, mă uit în stânga spre Selești, dar mama acolo nu-i. Eu citesc prognoza meteo, anunțul de cod portocaliu, vânt, ploi, îmi amintesc de mama, vreau să o sun, dar mama nu-i. Eu plec în vacanță pe câteva zile, vreau să anunț pe mama că s-ar putea să am un semnal mai prost și o sun când revin, dar mama n-o să-mi răspundă. După sentimentul de vină a unui migrant care a lăsat-o pe mama în singurătate, a venit furia. Trebuie de plătit bani pentru ca un domn necunoscut să îngâne un text fără nicio valoare, femei necunoscute din sat cântă grăbit versuri fără mare intonație sau talent, 10.000 de lei pentru ca tu să nu scapi deloc de suferință. Cât l-ar fi costat pe părintele Victor să-mi vorbească un 30 de minute despre cum eu încă mult timp voi rămâne încătușat? De ce nu avem un ritual prin care să îmbrățișăm impermanența? Să acceptăm schimbările traumatice din viață? Dacă nu cumpărați icoana asta, să știți că părintele nu o să vrea să țină slujba. Așa-i primit. Ce consolare am eu în acest Orhei Land al tradițiilor oarbe și fără rost? Ce înseamnă a plecați capurile, am ușul să intre părintele Victor? Colaci, mese, cântări, pentru cine? Mama mea nu este și niciodată nu a fost un corp neînsuflețit. Eu fără niciun clopot sau cruce pot să-i vorbesc, să-i mulțumesc, să o sărut. Mă crede acum cineva? Mama nu mai este. Mama a murit. Câteva săptămâni după moartea mamei, mă trezeam cu un singur gând în cap. Mama nu mai este. Mama a murit. De obicei, eu sunt cel care îmi setez alarma la ora la care vreau să mă trezesc. Acum însă mă trezea o alarmă pe care eu n-am setat-o niciodată. O auzeam doar eu. Suna ferm, suna în cap fără oprire, fără niciun buton de snuz. Era o palmă care mă izbea irevocabil de realitate. Zilele puteau fi ușor de suportat. Cafeaua, țigara, noul album de la Arctic Monkeys, astea erau primele medicamente pe care mi le-am administrat. Atunci când timp de 40 de minute cauți prin casă mâna lui Catboy din PJ Masks, dar găsești numai mat pe remat în cel puțin 3 limbi, crede-mă, nu ai timp de ochi umezi. O misiune aproape imposibilă de a căuta prin casă fragmente de jucării împletite în praf și păr s-a dovedit a fi cu efect terapeutic. Seara și noaptea erau pentru disociere și alterare. Uitam de întuneric, râdeam, băgam fumul adânc în plămâni și mă uitam la stele. Dimineața însă mă trezea o alarmă pe care o auzeam doar eu. Mama nu mai este. Mama a murit. Chiar și ultimul lucru pe care mama l-a făcut a fost unul făcut din dragoste. Mama a plecat grațios, repede a plecat, mult prea repede. Mama a plecat fără a ne supune unui chin, unor ani de disperare. Nu o singură dată îmi imaginam în copilărie ce se va întâmpla cu mine la moartea mamei. Varianta câștigătoare de scenariu era că voi înnebuni. Este imposibil să trăiești fără mama, îmi spuneam. Tata a plecat și el cu vreo 3 ani în urmă. Atunci eu m-am îmbătat cu prea mult curaj și detașare. De 16 ani el era prins la pat, iar eu mi-am spus că sunt un bărbat vânjos. Deja m-am resemnat, deja mi-am luat rămas bun de prea multe ori de la el ca să trec acum printr-un doliu. După moartea tatei, într-un mix de pandemie și ger canadian, evident că am plonjat în butâlcă, fum și amorțeală. Mi-a luat vreo 2 ani ca să accept că tata e undeva printre nori și stele, iar dacă tare îmi doresc pot să închid ochii, pot să-i vorbesc pe mal de Nistru despre mușchii mei herculani sau pur și simplu să-l observ în minte cu zâmbetul larg, cum mă ține în brațe în prima zi de ninsoare din noiembrie 1995. Fie că gândim despre moarte sau nu, ea e peste tot.
Nu o spun cu morbiditate, nu o spun pentru a vă speria sau cu dorința de a vă alunga din fața acestui text. Poate e o chestie mai subiectivă, pe care unii oameni o au, alții nu. Pe mine, de exemplu, subiectul morții mă atrage. Cum spunea și Sam Harris, dacă stai să te gândești, noi zilnic facem o sumedenie de lucruri doar ca să evităm moartea. De ce atunci să o excludem din gândurile, conversațiile noastre? Acum nu știu ce mă așteaptă. Doar sper și rog Universul să găsesc în mine resurse necontenite de iubire și recunoștință pentru tot ce mi-a dăruit mama. În ultima conversație video pe care am avut-o, mama iarăși mi-a spus o frază care mă lăsa mut. Ea îmi spunea deseori, să știi, nimeni nu o să te iubească așa cum te iubește mama. Simțeam o cruce grea, o sabie simțeam cum mă taie. De ce mama să presupună că o mai bogată dimensiune a dragostei decât dragostea ei pentru mine, eu nu voi mai simți niciodată? De ce să-mi spui asta? Pentru că eu în clipele mele de singurătate și frică să nu mai înțeleg ce rost mai are să continui să trăiesc fără ea? Gata, omul care îmi dădea cea mai multă dragoste nu mai este, corect? Corect. Omul nu mai este. Dar dragoste mai este. Fără margini, dragoste. Cum spunea și mama lui Duncan în ultimul episod din Midnight Gospel, that kind of love isn't going anywhere. Mama nu o spunea ca să câștige nu știu ce loc de frunte pe postamentul marelor iubiri ale lui Andrei Bolocan. Mama o făcea din dragoste. Dacă apare vreo îndoială, dacă apare vreun gând negru, respir, trag aer, merg spre nori, păsări, flori, stele, sau las să meargă ele spre mine. Închid ochii, plâng, mă mai fac într-o ureche și parcă e mai bine. Și mie și celor din jur. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi telespectatori! În stânga mea și în dreapta voastră, sau depinde cum vedeți acest video, se află omul care atunci când mă întâlnește după o pauză de un an sau de 2 ani de când nu ne-am văzut fizic... Spune că e mama ta. Nu, am zis că e mama, dar asta da. E omul care mă întâlnește și îmi spune: Andrei, dă-și așa subțiri chișoarele, ca la cucostârg. Băi, ți-i dor de mine sau picioarele subțiri? Nu râde, serios. Și gâtul ca ața, nemai vorbind de trauma psihologică fata mamei, care ne-a fost spus ani. Mama, asta e dureros, mama. Dar e drept, e corect. Eu nu-s fată, eu sunt băiet. Tu pentru mine ești fată, eu ne-am dorit o fată. Oh my God. Dacă cum tu te uite, tu ești femeie, da? Da. Eu vreau să cred că-s bărbat. Și dacă nu îmi spune propria mea mamă că eu sunt fată, respectiv femeie, dar dacă ție cineva spune că ești bărbat, tu și cum reacționezi? Mama, tare te iubești, tare te iubești, tare te dorești. Dar deși atunci în copilărie m-ai numit hipopotam, nu, begemot. Deși tu ne ziceai begemot? Tot iubindu-te, ți-am zis, begemot. Dragii mei, eu sper că remarcați trauma și adâncimea rănii pe care mi-o provoacă această ființă. Eu până acum vreau să fac testul ADN și vreau să reușesc să fac să știi la vară. Că mai tare decât mine, nimeni nu o să te iubească. Nu, tu îți dai seama. Nimeni. Tomu, vrei să mă faci pe mine să plâng și să întrerup camera, așa muștet lumea să toarne inimioare în video ăsta? Nu vreau să plângi. Dar eu plâng de fericire când te văd și zuc dorul. Te-ai dus la marginea pământului, tare departe.